În fiecare an, în data de 15 august, este marcată Ziua Marinei Române, Maica Domnului fiind ocrotitoarea marinarilor români de pretutindeni. La festivitățile organizate la Constanța au participat și Klaus Iohannis, președintele României, și Nicolae Ciucă, președintele Senatului. Ceremonia a început cu întâmpinarea oficialităților și trecerea în revistă a gărzii de onoare. Au fost ridicate pavilionul, geacul și marele pavoaz la bordul navelor militare, în acordurile imnului de stat al României, concomitent cu 21 de salve de tun. Dragi marinari, nu întâmplător, protectoarea marinei române este Sfânta Fecioară Maria, ale cărei atribute, hotărârea, tenacitatea și forța inspiră pe marinarii noștri, astfel încât să facă față provocărilor acestei vocații speciale. Profesia de marinar se potrivește temerarilor veritabili, caracterilor puternice și celor capabili de sacrificiu și în măsură să abordeze neînfricat provocările de orice natură. Dăruirea și profesionalismul cu care dumneavoastră marinarii purtați drapelul României în lume sunt exemplare și devin repere pentru întreaga societate și modele de urmat, în special pentru tinerele generații. În continuare, președintele Senatului Nicolae Ciucă i-a felicitat pe cei care aleg să facă parte din Marina Română. An de an ne regăsim la malul Mării Negre pentru a onora marinarii militari și civili care navighează sub drapelul României. Patriotism, credință, curaj sunt cuvintele care descriu cel mai bine această zi de 15 august. Curajul marinarilor români, militari și civili, este o sursă de mândrie și inspirație pentru noi toți. A fi marinar este o opțiune de viață, o vocație care implică sacrificii, eforturi, muncă și dedicare. Atunci când navigați sub pavilion românesc, faceți cinste României și vă suntem recunoscători. Alocuțiunile au fost urmate de o slujbă de tedeum săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Sărbătoarea Maicii Domnului este o sărbătoare cu adevărat care cuprinde pe toți românii, dar care începe la malul mării cu cinstirea marinarilor la care participă în fiecare an și autoritățile centrale și locale. Felicităm pe toți marinarii, suntem împreună cu ei în rugăciune, în misiunile lor. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat această mare lângă ea, desfătându-ne și bucurându-ne și având și această categorie de armă a Marinei Române. La mulți ani tuturor marinarilor! Evenimentele au continuat cu defilarea navelor și aeronavelor militare, avelierelor și embarcațiunilor civile, dar și a gărzii de onoare. După amiază, înalt preasfințitul părinte Teodosie a botezat în localitatea Cumpăna trei copii aflați în grija unor asistenți maternali. Aveți cea mai mare și cea mai sfântă misiune, cinstiți nași, să le purtați de grijă acestor copii. Este o mare binecuvântare. Astăzi Maica Domnului v-a îmbrățișat și vă va ține în brațele sale câtă vreme veți avea grijă de acești copilași care sunt cei mai iubiți ai săi, pentru că cei care nu au părinți să le poartă de grijă copiilor, Maica Domnului poartă de grijă. Vă faceți părtași cu Maica Domnului, iubiți nași, la această misiune atât de frumoasă. Inițiativa îi aparține primarului comunei Cumpăna, Mariana Gâjul, care organizează astfel de acțiuni de mai multe ori pe an.